Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal de YouTube. Un videoclip în care vom deschide un Icon Pack și totodată premiile de la FUT Champions. Este vineri ora 9:30. Nu știu exact când o să postez acest clip, probabil undeva pe luni, duminică, luni, habar nu am, pentru că am mai filmat câteva clipuri înainte. Am mai filmat un clip în care am deschis și un Icon, nu știu sincer dacă l-am postat, pentru că am avut ceva probleme la audio. Așa că în momentul ăsta chiar nu știu dacă l-am postat până la urmă. Dacă l-am postat, puteți merge să vedeți ce mi-a dat. O ruină totală, o să vedeți curând că o să bag la nou SBC pe care îl fac a doua oară. Cu Icon-ul sunt aici la Weekend League. Am făcut 11 victorii, mai am un meci aici, îl donez. Adică am făcut 11 victorii din 16 meciuri, unul dintre cele mai bune Weekend League-uri ale mele. Cam asta e echipa cu care am jucat, o echipă destul de mișto, zic eu. L-am cumpărat de curând și pe Mateus, probabil că nu ați mai văzut echipa mea ceva timp. 43 de meciuri, 8 goluri și 14 asisturi, toate la Division Rivals Weekend League. Deci v-am spus, din 16 meciuri am câștigat 11, iar 4 le-am donat. Am lăsat clipul ăsta, am lăsat meciul ăsta să-l donez pe clip, nu ca să arăt eu că ce fapte bune fac, dar vă recomand și vă să faceți la fel, nu fiți toxici, dacă puteți dona acolo meciul și puteți face un bine, de ce să nu o faceți? Avem aici 5 player pick-uri și 2 jucători, o să-i băgăm și pe ăștia la un campaign player pack, cred, pe care o să-l deschidem într-un alt clip care probabil va apărea după acesta. Bun, hai să facem Stars Reveal, că e acolo un Militao și, na, nu știu, mie îmi place maxim Stars Reveal-ul, dar nu un Stars Reveal de la care să dureze prea mult, Stars Reveal rapid. Bun, am pus imaginea asta pe ecran pe care am tot avut-o la Stars Reveal-uri și hai să deschidem primul jucător cu FUT, cu 5 FUT Champions Players, jucători roșii și dăm, nu, deci dăm așa de la fiecare. Asta în primul este Openda 8-7, bun, Ahlu 8-6, Berardi 8-8, Wright și Goodwin, bun, bun, Berardi 8-8 din primul. Sper să continue tot așa, dacă nu dăm un Militao, care e cel mai scump din acest Team of the Week, măcar să-mi dea carduri de 8-7 și 8-8 ca să termin și eu Icon-ul. Hai să vedem al doilea player pick, facem, uite așa, 6-7 passing, 8-6 physical pentru primul, dar apar morți toți, poate e vreunul măcar cu rating, n-au niciun atribut și, Walker Peters, 87, bun. E chiar ok și ai tot așa cu un workout 8-7, 8-8 și de aici ar fi extraordinar. Ia să vedem, s-a deschis și facem aceeași chestie, ia să vedem, 8-5 așa, dar nu pare vreunul, nu pare vreunul a fi Militao și avem din nou Berardi, însă mai avem de această dată și Iago Aspas sau Openda. O să luăm tot pe Berardi pentru că nu are sens să-i rosim un card de 88. Pentru că oricum îi bag acum la Icon și da, mă ajută mai mult unul de 8-8, doar ca să am unul de 8-7 ca să deschid pack-ul înainte, n-ar avea sens. Așa, un card de 8-8 e un plus 1 acolo. Hai să vedem acum și player pick-urile cu gold rare, adică nici nu cred că are ce să pice în afară de gold rare și inform, dar facem totuși stats reveal. Ia să vedem primul, 8-6 dribbling, are 84 Calhanoglu, pentru asta am jucat eu la Weekend League în caz că nu v-ați prins, și 84 Hernandez. Bă, așa da, frate, să tu joci la Weekend League, te chinui acolo să scoți rang și în player pick-uri oricum nu poate să-ți dea altceva că singura promoție din bachete sunt jucătorii gold și Team of the Week. Așa că hai să facem un stats de reveal de ăsta așa, mamă, top cardurile, 8-5 Busquets, e altceva, frate, când îți dă 8-5, parcă altfel îți vine cheful de joc. Da, bun, și mai avem două duplicate-uri, o să fac o echipă de la Henderson și Eriksen, bun, o să fac o echipă de la campaign ăla și după revenim. Da, sper să nu mă coste o echipă de asta, cumva să nu pot face Icon-ul, n-ar trebui să fie o astfel de problemă, însă îmi cere două carduri de 84, probabil o să mai luăm ceva astfel de carduri de 84 și din pack-urile pe care le mai avem acolo de deschis, Henderson și Eriksen spusesem. Oare merge chiar și așa? A, nu, așa chiar nu mai merge, dar hai să mai salvăm niște 81 de ăștia, altă idee sincer nu am și ăsta așa și îi dăm așa, nu mai contează că n-am ce face. N-am vrut să fac echipa de 83, nu știu ce, dar o facem după, nu contează. Hai să vedem. Deci avem câteva pack-uri, am salvat și pe ăștia doi. Ce pack-uri avem? 5 pachete. Începem cu astea pe care le-am primit de la Icon, respectiv de la acest campaign, de unde nu e nici jucătorul rar sau nici n-am văzut, ba, dar era rar.
Bun, și acest pachet pe care l-am primit de like, când după trecem la pack-urile primite de la Weekend League, se ridică reflectoarele, este Hradeschi 83, măcar de era un 85, 83 cu niște non-rare, bun, mai facem niște upgrade-uri cu ăștia non-rare. Hai să deschidem acum Premium Team of the Week pack-ul, pentru că, bine, cred că poate să dea mai bine aici, ținând cont. Hai, Militao, te rog! Mamă, 84! Nu! Wow, cum era să fie Militao! Ok, l-o la clar îi dăm cu XL, ăștia doi mai vedem că mai avem ceva SBC-uri de făcut și ne cer informi. Rare Player Spec și Ultimate Pack, hai să vedem, începem cu Rare Player Spec-ul, da? Efectiv nu are ce să dea, adică doar jucători gold și dacă nu ar fi trebuit, între ghilimele trebuit, pentru că nu mă obligă nimeni, să fac iconul iar, nu aș fi deschis pack-urile astea, le-aș fi ținut mai ales că sunt tradable, le-aș fi ținut pentru când intră promo vineri, dar așa trebuie să le deschid că nu am fodări. Hai să avem un Ultimate Pack, să-mi dea cum mi-a dat în Jumbo Player Spec-ul ăla. Nu știu dacă ați văzut. Hai, te rog, workout. Nu pot să cred. Bă, frate, bă, pachet de 125.000. Cel mai mare carte de 84. Ok, deci asta e ce am prins eu de la Weekend League. Bă, dezamăgitor. Am deschis de la Rivals un pack de 100.000. Mi-a dat 2 de 88, 2 de 87. Gen, super bine mi s-a părut. Adică chiar a fost, nu că mi s-a părut, că acum ați văzut ce mi-a dat. Oricum nu cred că am atât de mulți jucători, sincer. Hai să vedem gold, punem aici să fie ratingul invers așa și hai să vedem cum arată echipa. Fără 81 dacă se poate, perfect, cam asta este prima. Și avem și un pack cu 75 plus rated player pack. Cum ar fi de aici să ne dea din pack-ul ăsta e 75 plus, mamă, și e și tradable, să-ți dea un card, nu știu, un Mbappé, cum ar fi. Dacă tot e și tradable, să-ți dea un Mbappé, fai de capul meu, forță rău. Bun, și, ok, deci nu ne cer atât de mulți jucători, ne cer doar 7 și trebuie să fie rari. Ok, ăștia cred că trebuie să-i pun eu, pentru că nu pot selecta filtrul de raritate dincolo, de dincolo, cumva, când au Squad Builder direct. Așa că trebuie să-i punem noi manual. Bă, sincer, ălea de 83 plus double parcă sunt mai ok. Nu știu, adică cer cam aceleași lucruri. A, nu aici. Deci singura diferență e că cere cu 4 gold rare mai mult decât acesta. Decât cel cu 75 ori 5. Nu știu de unde dă mai bine. Nu știu, aici avem totuși carduri garantate 2 de 83. Dincolo poate să-ți dea 5 de 75 sau 4 de 75, 1 de 80, adică nu prea ai nicio garanție, sincer, dacă mă întrebați pe mine dincolo. Bine, nici aici, că dacă îți dă 2 de 83 și tu ai băgat o grămadă de carduri rari, parcă tot nu-i combinație. Hai să deschidem pachetele astea, avem vreo 4 pachete și să vedem ce ne dă 5 chiar. Bă, ok, cu 75 plus de acelea 3 pachete. Hai să vedem, poate ne dă vreun workout din astea, cum am spus. Da, din ăsta nu e absolut mic, este un card de 81. Bun, încă două astfel de pack-uri și apoi avem pack-urile mai importante, cum ar veni, și craftăm icon-ul încet încet, deschidem icon-ul și vedem ce ne pică. Am uitat la început de clip să vă zic să nu uitați de butonul de like, pentru că este foarte, foarte important dacă vreți să duceți clipul în recomandate și să ne creăm o comunitate cât mai mare. Dați acolo un like și un subscribe, foarte important. Hai să vedem, 75 plus rare gold player spec, 5 jucători. Hai să vedem dacă ne dă măcar board down, se ridică reflectoarele, este nigerian, sât, Osim Hand de 83, ok. Deci până acum 83 plus, da, mă. E clar, v-am spus că în principiu merită mai mult cu 83 plus double. Hai să vedem ce ne dă. Și dacă ne dă 2 de 83, tot e mai bine decât ăla. Hai să vedem ce ne dă. Este un inform, se ridică și reflectoarele. Este croat, cam, Luka Modric. Mamă, Kovac și 87. Bă, deja îmi pare rău că l-am făcut pe ăla și în spatele lui 86, trap. Asta zic, mă. Asta zic. Și avem 83 plus double. Hai să vedem dacă este din nou inform. De această dată nu se ridică reflectoarele. Deci este un inform de 83. Cel pe care l-am vândut mai devreme. Dar poate fi în spatele lui ceva. A, nu. Ne-a dat țeapă de această dată. Sunt două carduri de 83. Ok. Țeapă maximă. Ok. Și am mai completat încă o dată un 83 plus double pack. Double upgrade sau cum se va numi el.
și vom deschide acei 75 plus, apoi 83 plus, încercăm să terminăm Icon-ul, iar pe clipul următor 86 cejni din 75 plus. Bine, mă, uite, tocmai ce vorbeam. Super bine, 66 din 83 plus double, încă un knockout și facem Icon-ul și îl deschidem în clipul următor, asta să știți. Spania, cât de mă Busquets, Rodri, mai bine, 87, da mă, și ceva în spate, 83, Ricardo Pereira, 3 de văd. Bun, nu e rău absolut deloc. În acest moment, 80 și 99% de fapt, cred că putem face Icon-ul fără să mai dăm vreun ban, pentru că ne-au picat undeva 4-5 knockout-uri dacă le-am numărat eu. Totuși m-am gândit mai bine și ca să nu vă las cu buza umflată, pentru că la început am zis că facem Icon-ul. Hai să facem în clipul ăsta 85 plus Mixed Campaign Upgrade. Hai să vedem. Ne cere o echipă de 83 cu uniform. Ok, Stones și ăsta e Campaign Player Pack-ul. Bun, hai să deschidem Small Goal Player Pack-ul. Avem grijă să nu deschidem Icon-ul. Și apoi 85 plus Mixed Campaign Player Pack, cum se numește, nu știu. E un SBC care, nu știu, cred că 3 carduri care mi intră mie în echipă și să zici încă 4-5 care mi intră pe bancă, dar eu tot l-am făcut. Mai mult pentru că poate să dea din promoția care tocmai ce a trecut, adică Foot Fantasy, unde sunt carduri foarte bune care de acolo mi intră multe. Am exagerat un pic doar cu 3 carduri. Cum îmi place mie, Stars Reveal-ul, hai să vedem. Și deschidem pack-ul chiar acum, s-a deschis pack-ul, punem aici să nu vedem din ce promoție este. Ok, i-am dat skip. Intrăm pe card, ne ducem la atribute și hai să vedem dacă suntem în regulă cu ce am făcut pe aici. Ia să vedem dacă suntem la atribute și ne-am dus un pic cam mult. Ok, am văzut un trade acolo. Hai să nu fie portar. Bă, ce am făcut, mă? Ok, avem atributele. 80 physical, 80 jumping, 86 stamina, 85 strength, 58 aggression. Bă, nu pare a fi nici fundaj, nici mijlocaș. Hai să vedem defending-ul. 38 la defending, 97! 97 la heading accuracy. Sincer nu știu că e de rău sau e de bine, nu știu ce poate fi. Hai să vedem dribbling-ul, care probabil e mort cu heading-ul ăla. O, 92 dribbling, dar 73 balance. Dar e un card foarte greu, însă are 95 ball control, 94 dribbling, 88 agility. Hai să vedem și passing-ul. Pare am fi un striker de la tank. Bă, oare Ibrahimovic? Dar n-are, mă, cum? Ce Ibrahimovic, gândesc și eu. 88 la shooting, 92 la pace. Hai să vedem din ce promoție este cardul ăsta. Bă, sincer, cu atributele astea este Foot Fantasy. Stați că mă gândesc chimia ce ar putea fi. Dar cu atributele astea, dacă avea un shoot 94, mă gândeam sincer la Ibrahimovic. Deci e Foot Fantasy, asta e ok că poate măcar să crească. Dar n-am nici cea mai mică idee ce card ar putea fi. Ia să vedem. Ne uităm așa un pic la atribute. Mamă, Isaac? Isaac! Bă! Mamă, vedeți că din pack-ul ăsta nu e rău absolut deloc, Isaac. Bun, cred că îmi va intra pe bancă, chiar dacă, nu știu, nu-i neapărat pe stilul meu, dar vedeți că cardul acesta cu plus 2, plus 3 devine tank rău. Bă, la final de tot mi-am dat seama că m-am gândit ce striker e așa mai pe forță. Bă, nu e rău absolut deloc, acest Isaac e undeva 300 de mii. Prețul SBC-ului fiind, nu știu, 70.000 și chiar e un card la care mă gândeam cumva să-l cumpăr, cream că își va menține prețul undeva mai sus. O să intre chiar aici pe bancă și probabil o să-și mai facă intrarea, pentru că Smolarek nu mai intră de un timp, aproape deloc, pentru că Cantona e pe Isaac e un pic pe stilul lui Cantona, așa cu dribbling nu foarte mare, mă refer la agility, balance, viteza, nu știu, adică uitați-vă, Isaac îl întrece la toate pe Cantona, dar vă dați seama că nu e mai, sau nu? Cum era? Stați un pic. A, nu, Cantona era mai bun și gândeam de unde să fie Isaac mai bun, doar la pace îl face Isaac, însă totuși este un card interesant și v-am spus cum plus 2 sau plus 3 cardul ăsta va fi top. 5 weak cu 4 skill moves, high cu low, înălțime foarte, foarte bună. Cantona e mult mai mic, cred. Nu, 6 cu 2 nu e mult mai mic, e mai mic un pic. Mamă, ce statistici are și Cantona și Mudric. Ăsta a fost clipul de azi, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Stați cu ochii pe canal. Poate postez Icon-ul înainte, nu știu în ce ordine le postez, dar stați cu ochii pe canal, pentru că dacă nu l-am postat încă, va apărea clip cu 89 plus Prime Horror Cap Icon. După Isaac va veni regenul lui Isaac, R9. Cum ar fi să vină Ronaldo? Ăsta a fost clipul de azi, sper că v-a plăcut. Eu am fost Chipi, vă urez o zi sau o seară faină, depinde când ați vizionat acest clip. Pa, pa!